Vom continua cu unitatea de învățare 1, instituții sociale, structura socialului, funcțiile sistemelor sociale. Sunt Antonio Sandu, profesor doctor la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și această prelegere este parte din cursul de introducere în sociologie pentru administrația publică, un curs pe care în mod experimental încercăm să-l fundamentăm în tehnologia Flip Learning, bazată pe unități de învățare preînregistrate, o tehnologie specifică mai ales învățării la distanță și pe care încercăm să o introducem mai ales datorită actualei situații de pandemie și să vedem în ce măsură studenții, în principal studenții specializării de administrație publică de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, dar oricare persoană interesată de specificul utilizării sociologiei în administrația publică, fie că vorbim de funcționari publici, fie că vorbim de alte persoane interesate de administrația publică, de cercetători, de specialiști, de studenți în alte domenii decât administrația publică, pot fi interesați de aplicații pe care sociologia le are în domeniu. Mă gândesc aici la studenții la asistență socială, la sociologie, la științe politice, la științele comunicării, dar mă gândesc de asemenea și la elevi care urmează cursuri de sociologie în cadrul liceului. De asemenea, sigur, sper să am printre cei care audiază aceste prelegeri și profesioniști în administrația publică care doresc să-și lărgească orizontul în ceea ce privește profesia pe care o au și în care funcționează, învățând mai multe aspecte, e adevărat introductive, vom avea o altă serie de prelegeri, un alt curs avansat în ceea ce privește sociologia în administrație publică, dar deocamdată vă invit pe toți să parcurgem aceste întâlniri cu instituțiile sociale, structura socialului, funcțiile sistemelor sociale. Acestea sunt conținuturile primei unități de învățare și în cadrul acestei unități de învățare vom discuta sigur despre definiția sociologiei, ramura de sociologiei, relația acesteia cu alte științe, despre instituții sociale, administrația publică și birocrație, structură socială și implicit sociologia structuralistă, funcții sociale și sociologia funcționalistă. Vom avea un test de autoevaluare și un mini glosar. Termenul de sociologie își are originea în cuvântul latinesc socius, care are sensul de societate și termenul grecesc logos, care semnifică știință. Într-o primă aproximare, sociologia este știința despre social. Primul care a utilizat și definit termenul de sociologie a fost Auguste Comte, anterior el utilizând conceptele de filozofie pozitivă și respectiv fizică socială pentru a defini viitoarea știință. La parcurgerea acestei unități de învățare, cursantul va fi capabil să definească sociologia, să explice necesitatea studierii acestei științe în contextul științei despre politicile publice și administrația publică în general, despre analiza instituțiilor și a fenomenelor sociale. Vă reamintesc că în cadrul acestui curs am utilizat o serie de suporturi de curs anterioare. Elemente de sociologie și logică a fost publicat la editura didactică și pedagogică de subsemnatul. La editura Tritonic am publicat elemente de sociologie, sociologie generală, sociologie juridică și metodologia cercetării sociale și la editura Lumen, fundamente ale științelor sociale, cărți pe care vă invit să le lecturați și dumneavoastră,
cred că pot constitui o lectură plăcută și interesantă. De asemenea, desigur, suportul de curs pentru acest curs Introducere în Sociologie pentru Administrația Publică. Întâi, o definire a sociologiei, am văzut-o deja, ramuri ale sociologiei și relația acesteia a sociologiei cu alte științe. Sociologia este știința care studiază socialul sub aspectul proceselor care au loc în societate și a regulilor după care aceste procese sociale se desfășoară. Procesele sociale implică atât interacțiunile dintre indivizi, cât și asocierea acestora în grupuri și instituții sociale, comunități umane și societate în general. Ca atare, sociologia este știința care studiază viața socială. Max Weber a definit la rândul său sociologia ca o știință a acțiunii sociale. George Gurvitch consideră că obiectul de studiu al sociologiei îl constituie fenomenele sociale totale. Alte definiții ale sociologiei vizează obiectul acesteia, și anume existența socială, structura socială, studiul vieții sociale, a fenomenelor comunicaționale, etc. Constantin Schifirneț definește la rândul său sociologia ca fiind o știință dedicată explicării și înțelegerii structurii și funcționării realității sociale. Să vorbim acum despre relația dintre sociologie și celelalte științe sociale. O primă relație este aceea dintre filozofia socială și sociologie, care este una de natură istorică, sociologia însăși avându-și originea în gândirea socială. Sociologia păstrează de la filozofia socială tentația universalului, aceea de a explica funcționarea întregului câmp social pe baza unei serii de legități, ce pot fi cunoscute și explicate rațional. Epistemologia socială sau știința care urmărește în ce manieră și în ce modalitate socialul poate fi cunoscut efectiv, este o zonă largă de reflecție care permite transparența la cunoașterea sociologiei, adică faptul că în interiorul sociologiei se poate constitui o cunoaștere specifică a socialului. Și asta este asigurată comunicarea vie dintre sociologie și celelalte științe care urmăresc de asemenea cunoașterea socialului. Și vorbim aici de psihologia socială, vorbim aici, spuneam, de filozofia socială, de antropologie socială, antropologie culturală și așa mai departe. Există o largă întrepătrundere între filozofia socială și sociologie, dar aceasta nu duce la o diluare a sociologiei din perspectiva epistemologiei sau a teoriei cunoașterii, a modalităților în care o cunoaștere științifică poate fi produsă, ci mai degrabă duce la o plusvaloare cognitivă, adică întrepătrunderea între filozofia socială și sociologie poate crea un cadru în care cercetătorul sferei sociale să-și poată explicita rezultatele pe care le obține în activitatea sa de cercetare. Reflecția asupra semnificației socialului, a însăși realității acestuia, face ca cele două sfere ale cunoașterii să fie transparente una față de cealaltă și astfel perspectivele venind din sfera filozofiei să infuzeze cercetarea empirică și reciproc, datele empirice să ridice câmpuri problematice noi în zona reflecției teoretice, adică a filozofiei sociale. În raport cu științele economice, există de asemenea o transparență cognitivă. Sociologia nu poate ignora economicul ca instanță de explicitare a comportamentului uman, a comportamentului social. Și atunci trebuie să existe o perspectivă în care explicațiile venind din sfera economicului să impregneze efectiv sociologia și aceste explicații să fie utilizate și să fie înțelese în manieră și sociologică atunci când este necesar. Motivația economică rămâne una dintre cele mai importante mecanisme de ghidare a comportamentului și a acțiunii sociale a indivizilor.
Înțelegerea resorturilor economice nu doar facilitează explicația socială, ci permite proiectarea acțiunii sociale a latului pragmatice a cunoașterii socialului. Adică, cu alte cuvinte, atunci când urmărim proiecte sociale de transformare a socialului, trebuie să ținem cont, evident, de economic, de dimensiunea economică. Iată, trăim acum o perioadă de pandemie. Măsurile sociale pe care pandemia le-a impus, izolarea socială, distanțarea socială și așa mai departe, trebuie înțelese și aplicate inclusiv în contextul analizei economice, a efectelor economice pe care aceste măsuri le au în viața socială și nu numai a persoanelor. Și atunci, sigur, anumite decizii au consecințe economice. Anumite decizii, de exemplu, de sănătate publică, au consecințe economice și, în același timp, consecințe sociale. De asemenea, sfera managerială și mai ales managementul resurselor umane reprezintă o zonă privilegiată de interferență între domeniul economicului și cel al socialului și în studierea comportamentului organizațional al leadership-ului sunt preluate teorii atât din sfera economică cât și din cea a sociologiei. Cu științele politice, sociologia se întâlnește în zona explicării comportamentului civic, dar și cea a celui politic. Avem de-a face cu o sociologie politică, de exemplu cu cea electorală, care constituie un instrument puternic de programare a acțiunilor politice și de verificare a impactului și a mesajului politic. Decizia politică în sine are la bază evaluarea impactului social al politicilor publice, dar și a nevoilor sociale, așa cum rezultă din diversele diagnoze sociale. Dar sigur, cu toții ne întâlnim cu sociologia politică atunci când urmărim sondajele de opinie cu privire la candidați, cu privire la partidele politice, atunci când ne întâlnim cu exit poll-urile de alegeri sau cu alte astfel de cercetări care vizează încrederea în instituții sau încrederea în politicieni și așa mai departe. Cu psihologia, sociologia împarte aria studiului comportamentului. În mod tradițional, distinția între cele două științe, având ca obiect comportamentul uman, este aceea că în timp ce psihologia vizează în general comportamentul individului, sociologia privilegiază comportamentul colectiv. Sigur că unii cercetători, printre care profesorul Liviu Druguș, arată că ar trebui să se redefinească sfera științelor sociale, incluzând economia, sociologia, științele politice și etica, și formulându-se un cadru nou de înțelegere și explicare a acțiunilor umane care să țină cont de perspectiva etică. Etica ar putea fi o astfel de intersecție între politic, economic, social, un continuum echilibru între consecințe și intenții. Această idee pornește de la Aristotel. Științele sociale sunt venite să înțeleagă ființa umană în dimensiunile sale integrale. Profesorul Liviu Druguș, citat anterior, argumentează ideea continuității dintre economic, politic și etic, domnia sa respingând ca nelegitimă existența unui câmp de cercetare particular al psihologiei sociale, de exemplu, care să difere în totalitate de cel al sociologiei. Și atunci noi formulăm opinia conform căreia există un continuum transdisciplinar care conține referiri la toate sferele cunoașterii, fiind o cunoaștere integrativă a ființei umane, incluzând aici sociologia, care urmărește explicarea acțiunii colective, dar și științele juridice, care descriu cadrul particular normativ, care limitează acțiunea socială. Vorbind de psihologia socială, vedem că aceasta se circumscrie aceluiași referențial epistemologic, adică epistemologic însemnând de teoria a cunoașterii, a posibilității cunoașterii științifice, deci spuneam că psihologia socială intră în aceeași arie a științelor sociale, a posibilității de înțelegere și cunoașterea socialului ca și sociologia și are în mare același arsenal metodologic. Diferența ar putea consta în abordarea dinspre individ spre social în cazul psihologiei sociale
sau respectiv dinspre social spre individ, în cazul sociologiei. Sociologia contemporană, ca și celelalte științe sociale, nu mai poate explica realitatea socială exclusiv în cadre strict disciplinare. Cercetătorii din toate domeniile preocupate de înțelegerea socialului au împrumutat metodologii, abordări teoretice și construcții paradigmatice din celelalte sfere ale cunoașterii socialului, făcând granițele dintre domeniile de cercetare particulare să fie mai volatile ca niciodată. Sigur că, parcurgând această unitate de învățare, vă sugerez o sarcină de lucru pentru o cât mai amplă înțelegere a ideii de sociologie ca știință. Vă invităm, de exemplu, să lecturați cartea lui Rin Raiu, ce este sociologia, 101 definiții ale sociologiei, apărută la Timișoara, la editura Universității de Vest. În suportul de curs găsiți și linkul către această carte exemplară în ceea ce privește înțelegerea a ce este sociologia ca știință și a definițiilor pe care diversi sociologi și nu doar sociologi le-au adresat sociologii. Vă mulțumesc pentru audiența la această primă parte și vă aștept în continuare să audiați o nouă prelegere referitoare la ramurile sociologiei. Sunt Antonio Sandu și vă doresc o zi minunată!